Auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră sunt două proceduri care sunt foarte diferite una de alta. Auditul este o procedură preventivă. Deci se înfăptuiește doar pentru proiectele în derulare atunci când noi vrem să preîntâmpinăm o problemă. Pe de altă parte, inspecțiile de siguranță rutieră sunt o procedură reactivă atunci când noi vrem să tratăm ceva, să tratăm un sector de drum care este un sector de concentrare a accidentelor sau un black spot, cum le mai spunem noi. E simplu, toate proiectele de drumuri noi care au fost realizate în Ucraina după ce au fost date în exploatare sunt mult mai periculoase decât au fost până atunci, fiindcă au fost construite și proiectate sub niște norme care depășesc cadrul de siguranță rutieră, să-i spunem așa. Să luăm un exemplu simplu, același drum european M06, care are o sumedenie de treceri pentru pietoni la același nivel, fiind considerat un drum de categorie 1. Deci este absolut interzis de a înfăptui treceri de pietoni pe drumuri de asemenea categorie, unde viteza este foarte mare. Sau să facem virările astea la stânga, așa numitele U-turns, care sunt de asemenea niște elemente de infrastructură rutieră care nu pot fi realizate pe un drum de asemenea viteze. Deci, anume, auditorul este persoana care nu ar trebui să accepte asemenea soluții. Auditorul este persoana care trebuie să dea niște soluții sigure și să informeze, să recomande autorităților statului îmbunătățiri care să facă drumul mai sigur. Ideea este că noi trebuie să facem drumurile mai prietenoase pentru toți utilizatorii, fiindcă noi lucrăm sub postulatul că omul greșește și ca șofer și ca pieton și ca alt fel de utilizator, și atunci noi lucrăm cu greșelile oamenilor. Noi nu lucrăm cu ceea ce face, să-i spunem, același designer, fiindcă el dă niște soluții stabilite de stat, de niște norme de construcții. Noi, în felul nostru, ajutăm designerii să ia niște decizii prietenoase pentru toți utilizatorii.